Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook că relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană nu este despre bani. În spatele principiilor, al acțiunilor reformiste și democratice, nu trebuie să stea amenințarea, nici politică și nici financiară. Pentru a dura și a fi solide, reformele trebuie făcute din convingere. Ele trebuie asumate nu pentru că cineva din afară le cere, ci pentru că Republica Moldova și cetățenii săi așteaptă și le merită, a mai subliniat eurodeputatul. Astfel, Tudorache a menționat că ajutorul financiar este un mecanism prin care Uniunea Europeană oferă sprijin unui prieten și partener de la care nu cere nimic altceva decât să-și respecte propriile condiții și binele propriilor cetățeni. Astfel, Tudorache afirmă că de la această confuzie și până la părerea greșită că Republica Moldova ar putea fi izolată nu este decât un pas. Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu-și dorește un astfel de deznodământ. Am constatat acest lucru în întâlnirile cu toți oficialii europeni implicați în chestiunile legate de Moldova, cu care m-am întâlnit în ultimele luni. Am explicat această dimensiune și în întâlnirile pe care le-am avut cu actorii politici din Republica Moldova. Așa că e timpul să se facă pasul de la vorbe la fapte și să se realizeze ceea ce s-a promis. Oficialitățile de la Chișinău au multe de demonstrat și de livrat, în primul rând locuitorilor Republicii Moldova. O justiție liberă și independentă, fără presiune asupra judecătorilor și procurorilor care investigează și judecă cazurile de corupție și faptele asociate acesteia. O viziune economică responsabilă și predictibilă, un sistem politic democratic, un viitor alături de restul continentului european, căruia îi aparțin întru totul. Aștept măsuri concrete și respectarea angajamentelor luate de Republica Moldova, indiferent de numele celor care se află temporar la conducerea țării, a conchis europarlamentarul.